Sănătate, prieteni! Sper să vă găsesc bine. Vă doresc o zi minunată în solar, la roșii. Aș vrea să vă mai recomand un soi care l-am încercat anul acesta. E vorba de soi, nu e vorba de hibrid. E vorba de un soi care îl puteți perpetua dumneavoastră din semințe după ce îl obțineți. Este roșu de grădină. L-am luat de pe site-ul semințe1.eu. De acolo mi-am luat majoritatea semințelor de roșii. E foarte gustos, e foarte viguros, priviți la vrej, l-am lăsat pe doi copii, se tot duce în sus, văd că începe să producă și la înălțime, uitați, roșiile sunt frumoase, se rupe mâna, așa, roșie frumoasă, uitați cu delimitările acestea, plată un piculeț, nu-i bombată ca inima, are greutate, are densitate și un gust excepțional, gust foarte, foarte bun. Acum să vedem, productivitatea este bună, pentru un soi vorbesc. Sper că va dura în timp. Uitați aici, am mai luat câte una, uitați, vrea și în sus să le facă, le face mari. Se vede că le face mari și au greutate, n-au atâta, mărimea e destul de bună. Dar o simt grea la mână, deci are densitate, nu e fleșcăită, nu e prea pufoasă. E clar că este o roșie cu o textură bună. Gustul este foarte bun și acum o să-i testez să vedem în timp cât durează, dacă reușește să facă față. A fost și un an cu călduri mari, din cât duce în timp. Eu mă bucur și de roșiile care reușesc să împingă vrejul și să tot facă până în toamnă. Avem și soiuri care rodesc un pic mai târziu și ne avantajează pentru că produc foarte mult în perioada în care cele timpurii sunt aproape epuizate. Deci nu uitați, roșu de grădină e o roșie de nădejde, cu producție bună, cu vigoare și cu calități gustative deosebite. Sper să vă folosească și sper când veți cultiva roșu de grădină să fiți bucuroși și mulțumiți. Doamne ajută, multă sănătate!